Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. A venit, a venit toamna. A venit și la noi și dacă spun acoperăm inima cu ceva, eu v-am adus astăzi pe cineva în emisiune cu care veți rezona foarte ușor, așa cum ați mai făcut-o de fapt, și vă va acoperi inima cu gândurile și cu ceea ce știe el mai bun. Bine ai venit, domnul Vasile Alex Păun. Și Angel. Și Angel. Nu reușeam să spun și acest Angel. Angel vine de la Angel, nu? Poate veni și de acolo. Poate și de acolo. Așa cum ne-ați promis că veți reveni în toamna aceasta, n-ați revenit în septembrie, dar ați revenit în octombrie. Mulțumesc. Și ați adus și toamna cu dumneavoastră. Așa este și mulțumesc foarte mult pentru minunata introducere făcută și salut cu bucurie telespectatorii, am înțeles, din ce în ce mai numeroși ai acestei minunate emisiuni despre viață, despre bucurie, despre inimă și armonie. Și armonie. Și sunt tare bucuros și apreciez strădania de a ține această continuitate, acest fir al unor informații, al unor oameni care prin trăirea pe care o manifestă, prin o anumită înțelegere pe care au ajuns să o manifeste, pot să împărtășească cu bucurie din iată cine sunt eu, iată ce fac eu. Și aceasta este și intenția mea pentru această conversație, pentru care încă o dată mulțumesc. Eu mulțumesc că ați revenit în studioul nostru și, bineînțeles, telespectatorii noștri care sunt din întreaga lume, nu numai pe micile ecrane, ci și pe internet, ne vizualizează și avem, mulțumim, dragi prieteni, pentru multele vizualizări pe care dumneavoastră le faceți și like-urile care le dați la emisiunile noastre, dacă vă plac și dacă vă sunt de folos. Să vă fie de folos! Așa este. Așadar, domnul Vasile, ce discutăm astăzi? M-am gândit la ceva care ar putea să apară așa extraordinar, aleg conștient viitorul sau poate utopic sau poate departe sau poate paranormal. Ei bine, în momentul în care avem înțelegerea că puterea este la noi de a ne alege realitatea pe care dorim să o experimentăm, atunci asta ne dă o mare încredere în noi și ne oferă accesul, și asta e și intenția mea, să discutăm puțin despre o cunoaștere care, de fapt, nu este ceva extraordinar. Este un adevăr simplu, profund despre natura noastră. Nu este ceva paranormal. Apropo de asta, opinia mea despre paranormal este ceva de genul, este un normal care încă nu a fost atins, nu a fost încă stabilizat de din ce în ce mai mulți oameni. Sigur că lucrurile despre care vom conversa în această emisiune pot să producă așa o surpriză, un semn de întrebare, să fie într-un anumit sens paranormale, nefiind în atenția unui auditoriu mai larg. Asta este și intenția mea de a aduce acum în atenție câteva lucruri legate de cum putem să facem un salt dintr-o realitate în care ne aflăm și care poate spunem că nu ne place, nu suntem de acord, într-o cu totul altă realitate, cu alți oameni în jur, cu alte rezultate în jurul nostru. Mi-a stârnit interesul. Mă bucur foarte mult. Și nu numai mie, cu siguranță și telespectatorilor noștri, pentru că dacă vrem să schimbăm ceva în viața noastră și cum până acum am învățat din paradigmele cu care am crescut, că nu e posibil așa. Ei, excepțional! Iată să ne uităm atent la prima idee care o să o demontăm. Și prima idee, prima paradigmă, primul mit este că noi de regulă ne dorim puțin mai multă. Puțin mai multă bunăstare, puțin mai multă sănătate, sau dacă avem lucrurile astea, ne dorim să menținem acest lucru. Mintea noastră e antrenată doar să-și dorească puțin mai mult și să mențină ceea ce are. Ori este foarte important, acum, și vă invit, dragi telespectatori, să conștientizați că avem în noi puterea interioară de a face salturi. De a face un salt într-o realitate în care eu deja pot să mă manifest pe deplin abundent, am o sănătate vibrantă, am relații împlinitoare, am o capacitate de a crea cu grație, cu ușurință, ceea ce îmi doresc.
Eu n-am să vă las să vă duceți ideea până la capăt și am să vă spun și de ce. Pentru că mulți dintre telespectatorii noștri care spun eu sufăr de o boală, cum pot să spun eu că sunt sănătate radiantă dacă sunt conștient și în fizic am această boală? Mă doare, un medicament, un tratament. Cum? Un mare învățător al acestei omeniri spunea ceva de genul, fără să pretind că este exact, și mă refer aici la Iisus. Eu am spus poporului meu să spună ce vrea și el spune ce vede. Am să dezvolt puțin acest lucru, pentru că, mulțumesc foarte mult de întrebare, este exact cheia întregii conversații. Oamenii de regulă spun ce văd. Și spune, acest minunat decor de toamnă este maro, bostănelul ăla este mic și drăgălaș, șoldul meu îmi creează disconfort, această persoană este așa sau așa sau așa. Ei bine, cum s-au creat lucrurile? Cum s-a creat realitatea? Păi am văzut-o prima dată. Prima dată n-am văzut-o. Prima dată ne-am imaginat-o. Am vorbit despre ce vrem să creăm. Adică acest minunat scaun, prima dată cineva l-a văzut în minte. El nu exista. Cu alte cuvinte, mai întâi a fost cuvântul. Mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Ăsta este un subiect extrem de important și în legătură cu întreaga chestiune de cum fac un salt. Înseamnă că omul care spune că are o afecțiune, el când vorbește despre ea, o întărește. El când se plânge despre chestia asta, îi dă putere. Și știu că asta poate să fie puțin așa neconfortabil sau neobișnuit. Dar dacă dorim altceva să experimentăm, prima dată ce facem? Ne imaginăm ce vrem, nu? Nu așa apar toate lucrurile, dintr-o viziune, dintr-un vis, din ceva nevăzut. Tot ce am creat în ultimul secol, umanitatea, a existat trenul, cineva l-a imaginat. Cineva s-a imaginat zburând cu balonul și așa mai încolo. Nu existau lucrurile astea. Da? Ei, tot așa și cu această realitate curentă, cu durerea. Sigur că pot să observ durerea. Și primul pas pe care e important să-l fac este să accept durerea. Păi o accept, că n-ai ce face. Nu, că noi nu acceptăm de regulă, ci rezistăm la durere. Și ne ducem și luăm nurofenul. Care e diferența dintre a accepta și a rezista? Păi este mare. Când durerea apare, eu conștientizez, în primul rând, înțeleg că eu am creat lucrul ăsta. Tot ceea ce mi se întâmplă mie, toate afecțiunile, dezechilibrele, relațiile neîmplinite, toată realitatea mea este doar expresia modului în care am gândit, simțit, vorbit și făcut până acum. Cum să nu accept durerea când eu am creat-o printr-un anumit mod de a gândi? E ca și cum mă revolt împotriva mea și nu accept creația mea. Ca de plin și potent generator al oricărei realități pe care o doresc. Și atunci, când ne-o spun misticii, când ne-o spun psihologii, Jung a spus foarte clar, orice proces de transformare începe cu acceptarea. Oamenii, când vine durerea, rezistă, se împotrivesc ei, zic, aoleo, de ce m-a pocnit pe mine acum suferința asta? Ai o rezistență. Și se întăresc. Sau vor să evite durerea. Și iau norofenul. Zice, nu-mi place durerea. Nu am nevoie de durere. Păi da, aia este copilul tău. Este propria creație. Tot ceea ce apare în noi, în corpul nostru, în relațiile cu cei din jur, sunt expresii ale cine suntem noi în interior. Și atunci, primul pas, revin cu asta și subliniez, este să accept acea realitate. Când rezist, înseamnă că eu mă împotrivesc. Adică ce înseamnă asta? Mă doare genunchi și zic, auleu, durerea asta e ceva în afara mea, nu mai vreau. Nu, durerea este a mea, este cu mine. Și e important să mă uit la ea, să mângâi genunchiul, să iubesc genunchiul, să observ genunchiul și să accept chestia asta, zic, ok, eu foarte bine, asta am creat eu ieri. Dacă vreau însă să se transforme chestiunea, și aici este, acum intervin, cum fac saltul? Deci, durerea există.
Da. Dar eu știu că am trei mari puteri. Fiecare dintre noi. Prima putere este eu aleg. Deci eu pot să aleg să mă uit la durerea asta și să sufăr, sau să reprim durerea, sau să ignor durerea, sau pot să aleg în acest moment să trăiesc într-o stare în care sunt pe deplin echilibrat. Deci eu aleg, da? Eu aleg starea. Eu aleg. Doi, scot din mine această stare. Adică, în momentul ăsta mă imaginez că sunt deplin regenerat, deplin fluid, deplin curgător. Păi nu e în mine starea asta, nu e capacitatea mea de a vedea. Este ca și cum am văzut avionul necreat. Este ca și cum am văzut scaunul înainte. Tot așa văd o stare nouă. Adică, dintr-o mulțime de posibilități de mâine, eu aleg pe acea care doresc. Și ce doresc eu? Eu vreau să fiu sănătate vibrantă. Am spus ce vreau. Doi, simt starea de sănătate vibrantă. Asta e foarte important. Și aici ajungem la ce ne spuneau și esenienii, ce ne spune și învățătura cristică, ce ne spune și fizica cuantică, ce ne spun toate sursele și spirituale și metafizice și științifice. Doamne, exprimă recunoștință când cer ceva și consideră că lucrul ăla este deja obținut. Comportă-te, trăiește ca și cum deja îl ai. Ce înseamnă asta? Să detaliez puțin. Înseamnă că eu doresc acum sănătate vibrantă. Când am zis asta, dintr-o dată nu mă duc în altă stare. Și aceasta revine, este a doua putere. Am ales sănătate vibrantă și acum a doua putere este că eu trăiesc starea. Da? Adică mă văd, mă simt, vizualizez. Asta pot să o fac. Ce nu poate să facă mintea și celulele mele asta concomitent cu existența durerii? Cum să nu? Poate să fac asta. Și a treia mare putere pe care o am este să mențin suficient de mult această stare în ciuda informațiilor senzoriale legate de ce văd concret. Adică, oamenii aceia nebuni care au schimbat planeta, ei au văzut ce alții n-au văzut și au menținut acel gând suficient de mult până când era devenit vizibil. Adică s-a transformat gândul prin cuvânt, acțiune în materie. Domnul Vasile, iertați-mă, nu că aș fi eu Toma necredincios, dar poate că dacă am fi în direct acum, ar pune un telespectator mâna pe telefon și ar suna și ar spune: domnul Vasile, eu am piciorul rupt și sunt cu el în ghips și nu pot să-l pun în pământ, că sunt cu el pus așa, pe scripete. Cum credeți dumneavoastră că eu am să pot să spun, aleg să fiu sănătos perfect și să mă dau în secunda jos, în secunda a doi jos din pat și să mă așez cu piciorul pe pământ și să spun că merg și să merg? Eu n-am spus asta. N-am spus că în secunda a doi ne dăm jos din pat. Am spus că visul, adică starea de a alege ceva, plus menținerea acelei stări un timp suficient, plus timpul, care egal, este acest timp? Depinde de la situație la situație și acest timp este de fapt timpul în care eu mențin vibrația acelei stări pe care o doresc, stabilizez această vibrație și devin o antenă care atrage această nouă realitate. Adică modelul este foarte simplu. Vis plus timp egal realitate. Sigur, atunci când ai o credință fermă și spui, cum au spus alții, să fie lumină, ridică-te, umblă, dar o spui aliniat, o spui cu stare interioară că știi că deja s-a întâmplat lucrul ăla, atunci probabil, spun probabil că și eu aș vrea să văd o astfel de chestiune, deci sunt într-un proces de lucrare în acest sens, am încredere, am credința că acest lucru, deci elimin probabil, am credința că acest lucru se va întâmpla. Bun. Însă, dat fiind că noi, de pildă, alegem să avem piciorul sănătos. Da? Păi oricum în timp se vindecă. Da. Da, contează foarte mult acest timp. Am să dau un exemplu. Un domn care acum este foarte celebru în filme de tip The Secret și altele, Joe Dispenza, la vreo 20 și ceva de ani a avut un accident în care doctorii au spus că nu mai poate să umble toată viața. El 3 luni de zile, deci este mărturisirea lui, deci complet nerecuperabil. 3 luni de zile a zis așa, a făcut o alegere prima dată, a zis: eu umblu.
a scos din el starea că deja umblă și 3 luni de zile s-a uitat la coloana lui unde avea acele disfuncții și a văzut fiecare vertebră și toată structura pusă perfect în loc. Și, atenție că aici este cheia, nu a permis nici unui gând de îndoială, nici unui cuvânt neadecvat să interfereze cu această credință că el este restabilit complet. Deci ce vreau să spun cu asta? Că fericirea, sănătatea, bucuria, abundența, toate aceste lucruri pe care ne dorim se câștigă. Cum se câștigă? Alegând că vrei acel lucru, când spui, eu vreau să fiu fericit. Din momentul ăla nu te duci într-o altă vibrație, nu simți starea fericirii pe care ți-o dorești, o simți. Eu spun bucurie. Că... bucurie, abundență, ce vrea fiecare. Da. Când spui, vreau să fiu bucurie sau sunt bucurie, acum sunt bucurie. Păi nu trăiesc starea de bucurie, o am bucurie acum, da? Ei, chestiunea este să mențin un timp suficient această stare, să nu mă las destabilizat de factori care îmi spun că aș putea să fiu trist și mă îndeamnă să fiu trist și atunci bucuria devine celulară, devine a doua mea natură. Sunt bucurie tot timpul. Deci cheia, călătoria noastră este o călătorie a vigilenței de a menține constant atenția asupra gândurilor, cuvintelor, stărilor și acțiunilor care mă împiedică să fiu bucuros. Și, în esență, modalitatea de a face un salt de aici, într-o altă realitate, este una foarte simplă. Zic, dom'le, ce vreau eu să îmi place viața pe care o am? Păi aș vrea poate o altfel de relație. Aș vrea poate un altfel de job. Fiecare. Păi, hai să aleg altceva. Și cum e acolo? Un alt pas. Și simt în interior, e ca și cum, eu în acel moment simt că sunt acolo. Ca și cum văd din viitor, fac amintiri din viitor. Și trăiesc ce? Trăiesc o vibrație, nu? Când zic, sunt bucurie. Păi, dar nu vibrează corpul? Ce zic? Sunt bucurie. Zic, sunt bucurie. Da? Și corpul meu devine bucurie. Și am o vibrație a bucuriei în acest moment. Ei, dar bucuria se câștigă. Pentru că peste 5 minute sau peste o oră după ce ieșim din această emisiune pe hol, vă puteți întâlni cu un coleg care se uită într-un fel. Sau cu cineva care face o apreciere. Și eu îi spun, sunt bucurie. Sau cu un telespectator care spune, știi, e frumos, e interesant, îmi place, dar parcă nu știu ce, da? Și atunci eu ce fac? Eu rămân în continuare în starea mea, indiferent de ce vine spre mine. Dacă poți. Păi asta este călătoria. Despre putință, călătoria noastră spre fericire este această strădanie de a menține constant. Uitați-vă la sportivii de performanță. Uitați-vă la oamenii de afaceri. Toți, marea noastră tenismenă a momentului, trăiește din victorie în victorie pentru că ea menține constant în câmpul ei frecvența victoriei. Dacă însă înainte de meci se îndoiește, a pierde. Știți? Eu mă uit foarte atent la aceste lucruri pentru că am învățat și de asta sunt și un antrenor de bunăstare. Eu știu că orice victorie se obține înainte de meci. Pentru că am 100% încrederea, certitudinea că eu o să câștig. Nu mă întreb ce o să facă ăla, dacă o să facă, cum o să facă, o să iasă, nu o să iasă. Nu. Eu am atitudine, am frecvența învingătorului. Am starea vibrațională a invincibilului. Și așa intru în joc, orice joc. Și așa intrăm și noi într-o mică pauză de publicitate și vom continua discuția. După cum vedeți, este foarte antrenantă și te pune așa într-o stare de bine. Într-o stare, într-adevăr, antrenor de stare de bine. Pauză publicitară și revenim. Iată, revenim acum după scurta pauză de publicitate în realitatea în care ne aduce domnul Vasile și pentru că vorbeam și în pauză despre cuvinte și despre puterea cuvintelor, exprimam părerea dumneavoastră a telespectatorilor noștri care de obicei, repet, nu că ar fi cineva gică contra, ci pentru că pur și simplu e firesc să întrebi de ce dacă mi-am propus să fac ceva și am reușit până la un punct, nu mi-am menținut acea stare, nu știu, să-i spun de abundență.
pentru am vândut o casă, am niște bani și banii s-au dus și am căzut din nou în acea sărăcie. Am dat un exemplu pur și simplu. Ce se întâmplă, domnul Vasile, în cazurile astea? De ce alunecăm în dărătele acum, se spune? Totul ține de abilitatea noastră de a menține constant vibrația stării, realității în care vrem să fim, fără a ține cont de percepția, de ce vedem, ce gustăm, ce mirosim, ce pipăim și ce ne spun ceilalți. Altfel spus, să descompunem puțin lucrul ăsta. Un ingredient extrem de important, apropo de cuvinte, este capacitatea, conștiința de a vorbi despre ceea ce vrem să obținem, de a folosi creator cuvântul. Eu mă uit în realitate și văd așa. Oameni care îi aud tot timpul, mi-e rău, nu mi-e bine, am facturi de plătit, ce o să fac mâine? Oamenii aceștia asta au. Să fie foarte clar, dragi telespectatori. Uitați-vă la oamenii care au relații împlinite, au abundență, au ceea ce își doresc. Ce cuvinte folosesc? Bani, dragoste, iubire, abundență, curgere, ușor, simplu. Da. Deci, cuvântul este esențial pentru că am spus că cuvântul zămislește. Adică ce face? Cuvântul când îl vorbești rar, din inimă, și fiind o expresie a inimii și îl rostești cu limba în gură, el produce o vibrație, care vibrația aia reașează, aduce o nouă informație în câmp și mă pune în acord cu ceea ce doresc. Vorbesc, folosesc un cuvânt n-am, lene, aduce vibrația care mă pune în acord cu legea rezonanței cu ce tocmai am vorbit. În al doilea rând, sunt studii evidente, testarea kinesiologică, poate un cuvânt mai complicat, dar care ne arată clar că există o relație directă între cuvânt și tonusul muscular. Cuvinte care ridică nivelul tonusului și a vitalității și cuvinte care dau jos acest tonus. Ca de exemplu? Păi iubire, putere, lumină, dragoste, sănătate. Hai să le folosim cuvintele tari, cuvintele puternice. Da? Și este foarte important, în al treilea rând, să conștientizăm că putem să ieșim dintr-o stare depresivă, dintr-o stare de neîncredere, prin cuvânt. Adică, eu sunt bucurie și mi-am spus asta. Domnul Vasile. O secundă să termin. O secundă să termin. Vă rog. Când rostesc asta prin cuvânt, atenție, haosul se oprește și începe să se miște în altă direcție. Încă o dată, nu e vorba că instant celulele mele devin bucurie, însă ies dintr-o stare. Îmi dau puterea interioară să fac un salt și folosesc puterea cuvântului, că tot mi-am spus puțin mai devreme în prima parte, că la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Păi dacă cuvântul este Dumnezeu, atunci înseamnă că am puterea și proprietatea cuvântului să creez, să fie lumină. Eu sunt bucurie. Eu sunt sănătate vibrantă. Eu sunt pace. Și îmi spun asta. Și în toate școlile spirituale, lucrul ăsta se spune așa. Dacă folosești un cuvânt de mie de ori, de multe, fiecare școală are numerele ei, ca să zic. El devine obiect. Iată! Deci... Asta e! Clar! Eu trebuie să spun, am casa, am căsuța de lemn, am căsuța de lemn. Nu? Mai mult decât atât! Mai mult decât atât! De vizualizat o vizualizez, dar... Și să am sentimentul de recunoștință, pentru că deja mulțumesc, e important să spun ceva de genul ăsta. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru căsuța în care deja sunt. Mulțumesc pentru sănătatea vibrantă pe care o manifest. Mulțumesc pentru relația împlinitoare în care mă aflu. Și vă zic, cum bă că nu este? Păi nu, prima dată spui ce vrei, simți starea că deja ai obținut acel lucru, și trăiești constant o perioadă. Dar asta ne-au spus-o toți. Ne-au spus-o mari învățători, ne-o spune fizica cuantică.
Da? Eu mă uit la o realitate într-un fel și ea se schimbă în funcție de cum mă uit la ea. Și atunci folosesc cuvântul doar în trei situații. 1. Vorbesc despre ce vreau să obțin. Nu despre ce văd. Nu vorbesc despre lenea lui, despre celulita ei, despre burta mea, că le întăresc vorbind așa. Eu vorbesc despre ce vreau să creez, să fie lumină. În al doilea rând folosesc cuvântul ca să binecuvântez. Și în al treilea rând folosesc cuvântul cu rol de regenerare. Și sunt atâtea exemple în lumea, nu i-a spune neapărat medical academică, dar în lumea medicinei alternative, în care au dispărut complet și rapid, în minute, tumori, prin acest cuvânt rostit de genul deja regenerat, deja vindecat. Dar eu rostesc cuvântul în ce sens? Când eu îl rostesc, nu zic că eu te vindec pe tine, ci eu trăiesc în interiorul meu, când spun asta, starea de deja regenerat. Și dacă eu sunt pace, în prezența păcii, omul devine pace. Dacă eu sunt sănătate vibrantă, în prezența sănătății vibrante, omul devine sănătate vibrantă. Sigur, în funcție de cât crede el, în funcție de lecțiile sufletului lui, în funcție de inteligența universală, iată, jobul meu este doar să rostesc cuvântul, să restabilesc adevărul, să mă uit la oameni și să spun ești minunat, ești minunat, ești minunat, ești minunat, nu spun ce văd. Pentru că omul este esențial acest lucru. Omul, da, el alege. În baza credințelor lui, el alege să facă aia, să se nenorocească, să obțină nu știu ce rezultate. El asta crede despre viață. Și atunci eu văd de fapt cine este el și cine este el, cine sunt eu. Păi eu sunt pace, eu sunt bucurie, eu sunt dragoste. Esența mea asta este. Asta este starea mea naturală. De ce mă doare piciorul? Pentru că am folosit niște gânduri, niște cuvinte neadecvate. Pentru că am avut niște credințe neadecvate. Pentru că am avut o frecvență joasă. Și atunci este foarte important să înțelegem și chiar vreau să fac un antrenament pe viitor și lansez acum această intenție, mi-a venit așa. Ce venit îți aduc buzele tale? Ce înseamnă asta? Adică uită-te puțin, dragă telespectator, în realitatea personală. Și întreabă-te de ce ești aici. Și fă un experiment. Uită-te după 2-3 zile observându-te, auto-observându-te ce cuvinte folosești. Roagă pe cei din jur să facă asta. Sau pur și simplu să te înregistrezi. Sau, exact. Și atunci trage linie și vezi, uită-te la cuvintele care le-ai folosit. Ele îți dau realitatea în care te afli. Vrei altceva? Folosește alte cuvinte. Și când le folosești, este foarte importantă starea. Cuvântul rostesc din inimă. Cuvântul care vine din cap este un cuvânt al egoului. Și îi spune egoului, stai în liniște și cunoaște că eu sunt spirit. Și învăț să rostesc cuvintele din ce în ce mai rar, conștient, înainte să apară cuvântul în eter, eu îl știu, îl simt. Cu toată ființa mea îl rostesc. Și vă invit să faceți aceste experiențe. Folosiți cuvântul ca să vă deblocați o stare emoțională. Practic. Practic. Acum, spuneți, faceți o probă practică să o văd, să o ascult, să o asculte telespectatorii. Păi este foarte important când mă doare ceva să-mi spun. Sunt recunoscător pentru sănătatea pe care o am. Îmi spun asta. Și trăiesc, deci este exact ce ne spuneau toți învățătorii umanității. Mulțumește pentru ce deja ai. Adică, eu dacă spun că sunt sănătate, este o alegere. A cui? A cine sunt eu? Și cine sunt eu? Păi da, sunt fiul de Dumnezeu. Da? Și dacă am această putere și zic eu sunt sănătate, păi pot să mă îndoiesc de propria mea putere? Care sunt după chipul și asemănarea? Și atunci, sigur că am nevoie de un timp în materie ca acel lucru să se întâmple. Orice lucru în materie are nevoie de un timp ca să se manifeste, să se materializeze.
Și atunci, foarte practic, eu îmi spun mie în orice moment, când vreau să vorbesc, mulțumesc pentru bucuria pe care o exprim. Recunoștința este esențială. Da? Adică nu spun vreau să fiu sănătate. Când spun vreau să fiu sănătate, înseamnă că recunosc în momentul ăsta că sunt nesănătos. Sau să rămân, sunt în acea energie a așteptării. Da. Și, nu și tot timpul alerg și tot timpul fie aștept sănătatea, fie mă duc după ea. Și n-am ajuns să prind sănătatea de picior niciodată. Și zic, cum? Că eu vreau asta. Eu spun ce vreau. Simte că deja o ai, sănătatea respectivă. Trăiește această stare. Indiferent cât de tare te-ar durea. Da. Da. Eu spun pe propria mea experiență, pentru că nu e ușor. Asta este cu totul altceva, că aceasta este o experiență și că fericirea se dobândește. Asta am și spus și o repet acum. Fericirea nu vine așa. Da? Da, pot să am situații de har, pot să primesc o grație și dintr-o dată să am o stare de plină relaxare în care să, din starea aia să încep să manifest ce vreau eu să experimentez. Domnul Vasile, v-aș pune o întrebare care, zic eu, de bun simț ar întreba orice telespectator. De cât timp practicați dumneavoastră această meserie de antrenor de stare bună? În mod practic, ca antrenor, sunt aproape 3 ani de când fac antrenamente efective utilizând puterea cuvintelor, utilizând exerciții de respirație, utilizând tehnici de dinamică corporală, atingeri cuantice și alte instrumente, un inventar, am o tolbă consistentă de instrumente. Înainte să lucrez la acest nivel fizic și energetic, câțiva ani buni, aproape 7 înainte, deci de vreo 10 ani, am început să descifrez nevăzutul, să-l înțeleg, să studiez cu tenacitatea, cu perseverența omului care a avut această experiență a cărții și a relația cu cartea. Am și un titlu universitar, am și un doctorat, adică lucrurile astea m-au făcut să mă manifest așa ca un învățător, un profesor. Și mi-au trebuit mulți ani, pentru că confuzia este mare, sursele sunt multe, să simt acel adevăr interior, să parcurg prin diverse experiențe nemijlocite, prin tabere, prin, cum să spun, am spus și eu la alții cât am înțeles în speranța că o să înțeleg mai clar. Și am constatat... Cu cât spui, cu atât înțelegi. Și să vorbim puțin de o paradox al educației. Cel mai bun educator, dascăl al viitorului, este cel care vorbește de ceva ce nu știe, care descoperă în timp real. Adică asta înseamnă să fii inspirat. Asta înseamnă ca în fiecare moment să curgă prin tine acea informație în care înțelegi și tu în timp real ce vorbești. Eu am avut foarte multe astfel de momente în care veneam cu o structură, veneam cu niște idei premeditate, da, prefabricate și mă trezeam pentru că aveam acest curaj. Nu vreau să livrez ceva, ci eram într-o interacțiune profundă cu grupul, cu oamenii și întrebările lor nespuse din mintea lor, gândurile lor veneau spre mine și atunci îmi dădeam voie să primez răspunsuri. Și eu așa am învățat multe, apropo de vorbind în relația cu alții, descoperind pe măsură ce vorbesc. Pentru cei care nu știu sau poate că nu au fost prezenți la prima emisiune cu domnul Vasile Păun, vreau să vă spun că a fost în un cadru militar și nu oarecare, în militarie. Poate ne spuneți și nouă ce grad ați avut. Ei, am trecut destul de tânăr în rezervă, la 38 de ani eram colonel și am lăsat în urmă această minunată experiență din viața mea, care mi-a adus ricoare, determinare, încredere, claritate. Apoi, o perioadă am mai revenit în zona serviciilor de informații și mi-am manifestat așa o abilitate de a vedea dintr-o perspectivă mai largă și unii ar spune mai de sus o anumită realitate cu intenția de a aduce idei, transformări pe care la vremea respectivă le consideram necesare. Sigur, după aceste etape mi-am dorit să înțeleg mai profund lumea nevăzută pentru că am înțeles că de fapt invizibilul creează vizibilul. Și atunci am zis, ok,
De ce să merg doar instinctual, intuitiv? Hai să fac o hartă clară a modului în care acționează cuvântul meu, gândul meu, starea mea interioară. De acord, dar eu tocmai spuneam telespectatorilor, această stare a dumneavoastră de foarte hotărât este și un mic defect profesional din militarie. depinde cum ne uităm la un lucru. Păi n-a spus să nu ne uităm, să nu-l vedem, să nu luăm ceea ce vedem. Vreau să spun că el este deopotrivă și poate un mic defect profesional și deopotrivă poate să fie și expresia unei fermități. Și o calitate. Da, exact. Și atunci e bine să înțelegem că în fiecare moment orice chestiune este și albă și neagră. Depinde pe ce punem atenție. În echilibru. În echilibru, exact. Eu aș vrea să inspir telespectatorii să mă privească, să uită la mine ca la ideea de fermitate, de perseverență. Avem nevoie de atenție, avem nevoie de autoobservare, de acest sentiment interior al voinței, pentru că ăsta este ingredientul cel mai important în câștigarea fericirii. Sunt vigilent cu propriile mele gânduri, cu propria mea minte. Eu trebuie să recunosc că în momentul în care am avut prima dată un contact vizual cu domnul Vasile, am fost șocată pentru că a fost atât de dur, încât m-am speriat, m-am dat doi pași înapoi și am spus halt, zic, faci armată cu mine, nu vreau. Viața mi-a oferit posibilitatea, în special în ultimii ani, să integrez această blândețe, să integrez, să asociez la duritatea și cazonismul meseriilor și acțiunilor anterioare, să asociez această blândețe și acum chiar mă simt foarte bine cu capacitatea mea de a utiliza în mod conștient energia inimii și de a proiecta prin intenție, prin atenție, prin atingeri cu palma, prin atingeri cu ochii, această tangibilă, această concretă energie a inimii, care chiar văd că produce efecte în realitate. Adică echilibrul înseamnă să fii deopotrivă și ferm și blând. Și ferm și blând. Mi-ați aruncat mingea la fileu și am să profit de acest moment, că chiar pur și simplu mi-a stat așa pe limbă să vă întreb care sunt performanțele dumneavoastră în ceea ce practicați într-un mod efectiv. Adică să-mi spuneți cazuri. 1, 2, 5, nu știu câte. Măcar câteva. Începe mai întâi cu performanțele noastre sunt date de cine suntem noi. Și dacă eu mențin mult timp o stare de pace, liniște, această stare prin rezonanță se reverberează în relația cu ceilalți. Adică o performanță care am deprins-o acum aproape 7-8 ani când am început un proces de lucru intens cu mine este cea de nemișcare. În mod real stau cel puțin o oră, am avut aproape 90 de minute de nemișcare completă, fără un mușchi care să se miște în ființa mea. Dar ăsta este un nivel interior de atenție, de autoobservare, foarte important. Menținând această stare de nemișcare, această stare de liniște, ea creează un câmp de rezonanță și oamenii din jur se simt mai bine, se simt mai liniștiți. În al doilea rând, mi se pare foarte importantă atitudinea pe care o am în prezent față de emoții. Adică de la așa un trenuleț care oscila de la bucurie la dramă, în acest moment nu-mi dau seama ce lucruri ar putea să mă scoată, nu spun că n-ar fi. În ultima perioadă n-au mai venit spre mine cu aceeași virulență cu care veneau în trecut. Adică, sigur că emoții apar, dar important este cum călătorești cu ele și cum le permiți și cum le hrănești. Adică nu mai sunt un hrănitor al acestor emoții. Vine cineva spre mine, mă ofensează sau îmi spune ceva ce credeam eu că ar putea să fie neplăcut și întorc lucrul ăsta. Nu, mă uit la mine. Emoția este a mea. Omul care m-a atins, el mi-a ridicat, m-a făcut să descopăr o stare interioară. Și atunci călătoria este cu mine. Iertați-mă, dacă vine un individ la dumneavoastră, deci chiar vă rog să mă iertați și dumneavoastră telespectatorilor, pentru că voi folosi un cuvânt care nu e plăcut, și spune, bă, ești prost! Atunci vă întreb, cum vedeți dumneavoastră realitatea în dumneavoastră? Pentru că eu nu o văd. Da. În primul rând,
când te menții într-o anumită vibrație, nu mai vin astfel de oameni. Este un adevăr profund. Adică, în banda asta de aici, oamenii vin la tine și poate să spună că ești prost și în banda asta sunt accidente de circulație. Dacă urci pe altă vibrație, acolo sunt alți oameni. Adică, în realitatea ta, acești oameni nu mai apar pentru că tu ai învățat lecția. Și deci, chestiunea acestea apar doar asociate unei benzi de frecvență. De ce? Ca în continuare să ai o atitudine diferită. Și dacă cineva, pentru că mai este în mine o sămânță, să zic că ar fi acolo, din rădăcina aia, undeva bine așezată, și eu zic că s-a dus, ar veni și ar spune ceva de genul acesta, mi-am dezvoltat această capacitate celulară de, n-a spune de autocontrol, cât de a vedea emoția care mi-a generat-o și a nu reacționa față de om. Pentru că chestiunea nu este cu el. El n-a făcut decât să-mi arate cine sunt eu. Și eu, dacă la momentul ăla devin furie, eu trebuie să mă uit la furie. Și furia cine este? Este un copil de-al meu, este o creație de-a mea, este umbra mea. Și atunci când cineva mă apasă pe buton și îmi spune, bă, ești prost, da? Pe mine, dacă m-ar cuprinde o furie, acea furie sunt eu. Că el m-a apăsat pe buton, asta e treaba lui. Dar, de fapt, furia cui este? E a mea. Este o creație de-a mea, este în mine. Și furia face parte din umbra mea. Și atunci este important ca eu să simt această furie și să călătoresc cu ea. Nu o reprim furia și nici nu o hrănesc. Adică nici nu bag capul în pământ ca struțul și mă fac că n-am auzit și nu spun, ba, tu ești prost. Da? Da? Nu fac asta, nici una, nici alta. Ci mă uit și zic, aolo, ce simt? Știți, mi-aduc aminte de o chestiune care poate să fie un foarte bun exemplu. Și excelența sa, sfinția sa Dalai Lama a fost întrebat, dar dumneavoastră vă mai supărați? Și că da, dar îmi trece repede. E frumos! Păi da, despre asta e vorba. Afel, apropo de performanță, da, zic și eu, adică văd emoția aia care m-a cuprins, mă uit, o îmbrac cu lumină, o îmbrac cu iubire, călătoresc cu ea și îmi trece repede. Și nu am treabă cu partenerul exterior, practic. Și eu zic că acestea sunt tipurile de abilități, de exemplu, încrederea și calitatea minții mele de a renunța la poziționări, adică mă observ, mă auto-observ și am vigilența să mă văd când am tendința să zic asta e bine, asta nu e bine. Adică trecutul, când năvălește trecutul în prezent. Și ăsta e un lucru foarte important. Dacă vrem ca durerea, ca viața noastră să fie fericită, împlinită, este important să-i spunem trecutului stop. Pentru că trecutul vine de ieri, cu memorii, cu informații, cu neajunsuri și năvălește acum, în momentul ăsta. Ori eu sunt acum și aici. Și acum și aici este altceva. Și nu permit trecutului să vină acum și aici. Cel mult când vreau să creez ceva, aduc viitorul în prezent. Adică aleg. Eu vreau ca viața mea să fie împlinită. Am adus din viitor acea viziune în care eu chiar mă simt foarte bine. Trăiesc bucuria aia, folosesc cuvinte adecvate, sunt vigilent constant la gânduri și emoții și sigur că am putea să spunem, da, e greu. Dar este unica șansă de a ne câștiga fericirea noastră. Punct. Punct. Domnul Vasile, bine, dacă nu spuneați dumneavoastră punct, spuneam eu stop, pentru că fără să vrem a trecut ora noastră pe care ne-a rezervat-o în spațiul emisiei. Domnul Vasile, nu pot decât să vă mulțumesc. Și eu mulțumesc din tot sufletul. Cu mare bucurie, cu mare bucurie. La multe emisiuni, la cât mai mulți telespectatori. Așa să este fie. O mare bucurie și apreciez încă o dată acest demers, pentru că și acesta este un canal minunat prin care lumea află și, cum am spus la început, ignoranța este cauza suferinței. Haideți să aflăm adevărul profund, de simple, să știm și să conștientizăm că suntem o putere, fiecare dintre noi. Ok, stimați telespectatori, noi suntem bucurie și vă dorim din tot sufletul să fiți și dumneavoastră la fel. Și chiar dacă suntem bucurie și dumneavoastră sunteți bucurie, eu totuși vă spun, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Pentru că sunteți cei care ne susțineți și existăm prin dumneavoastră. Dacă energia dumneavoastră, dacă dorința dumneavoastră, dacă faptul că existați dumneavoastră nu ar fi cu noi, nici noi n-am fi. Așa că ne susțineți și dumneavoastră pe noi și noi vă transmitem toată stima, respectul și iubirea noastră.
Mulțumim pentru atenție, mulțumim cu atât domnului Vasile. Mulțumesc. O să mai vină. Mulțumesc, cu drag, cu drag, cu drag. Așa va mai veni, nu chiar așa cum a promis într-o lună de zile, dar va mai fi prezent. Eu am început să-i cunosc programul așa cam din câte în câte luni vine la Piatra Neamț și va veni și îl provoc la o discuție pentru educarea copiilor. Cu mare bucurie. Am vrut să o facem pe emisiunea asta, dumnealui a vrut, nu, a vrut cuvântul, ok, dăm cuvântul Liceea cuvântului și apoi cezarul Liceea cezarului. Vă mulțumim pentru atenție, un weekend minunat, vă dorim cu multă iubire, dragoste și binecuvântări divine. La revedere!